Guvernul a decis în ultima ședință să nu mai aloce bani CET-urilor din țară pentru producția de energie termică. Nu mai dăm de la nivel central o subvenție generalizată la toată lumea, indiferent de venitul pe care îl are sau de numărul de proprietăți, și mergem la Ministerul Muncii și mărim acolo valoarea ajutoarelor de încălzire. După cum puteți observa, crește valoarea ajutoarelor de încălzire acordate de Ministerul Muncii de la 120 de milioane de lei la 345 de milioane de lei. În aceste condiții, societatea de termoficare din Timișoara nu poate suporta cheltuiala și astfel populația se poate trezi la iarnă că va plăti peste 300 de lei pentru o gigacalorie. Peste 70.000 de apartamente sunt în această situație. Mai exact, dacă în sezonul rece trecut o familie plătea pentru încălzirea a 3 camere aproximativ 500 de lei lunar, anul acesta ei vor achita facturi cu 30% mai mari. Asta în condițiile în care Coltermo mai păstrează prețul de producție de 325, că eu vă garantez că Coltermo o să vină în curând să ceară alt preț, ca așa facem fiecare an, datorită, știu, măririlor de gaz, datorită acum ineficienței cu debranșările masive. Primăria Timișoara ar putea aloca ea banii pe care guvernul nu-i mai dă. Vorbim despre aproximativ 20 de milioane de lei anual. Cum bugetul local nu este suficient de mare, suma ar trebui luată de la alte domenii, învățământ, sănătate, drumuri sau mediu. Consider o prioritate ca noi, ca și executiv, să propunem Consiliului Local disponibilizarea sumelor care ar fi venit în mod normal până acum de la guvern. Guvernul a promis că va mări plafonul ajutoarelor pentru cei care nu pot plăti căldura. Pentru timișoreni, vestea nu înseamnă nimic, pentru că oricum, de anul trecut, municipalitatea alocă ajutoare celor care au un venit de până la 1000 de lei pe familie, pe când executivul ajută doar familiile cu un venit de 612 lei lunar.